Comentariile lui Stoica reflectă o perspectivă nuanțată în cadrul managementului clubului, recunoscând dinamica complexă a transferurilor de jucători și strategia echipei. În plus, Stoica a dezvăluit într-un interviu live că există considerații strategice în spatele păstrării lui Compagno, mai ales în lumina potențialelor noi semnături care ar putea complementa rolul italianului în echipă. Această discuție evidențiază evaluarea continuă a compoziției echipei și eforturile de a menține un lot echilibrat și competitiv. Povestea lui Andrea Compagno la FCSB ilustrează echilibrul delicat între aspirațiile jucătorilor, deciziile de management și nevoile tactice ale clubului. Pe măsură ce situația continuă să evolueze, următoarele zile ar putea oferi o direcție mai clară în ceea ce privește viitorul lui Compagno cu FCSB.